Răzvan Burleanu, președinte UEFA, că vorbeam mai devreme de domn președinte. Păi să dea Dumnezeu, dar el mai are de făcut treaba aici acum, ce am înțeles, am stat de vorbă cu dumnealui. Mai are treabă de dezvoltat aici an de zile, după aia să ajungă și președinte la UEFA sau unde vrea el, la FIFA, unde nu contează. Asta e o mândrie pentru noi, nu? Dacă se va ajunge la această situație. Dar Răzvan Burleanu, am mai spus-o de mult, de ani și ani de zile știam, de 5-6 ani de zile, 7 ani, cred. El a fost declarat cel mai bun tânăr manager sportiv din lume acum vreo 6 ani, nu știu când. De universități grele din lumea asta, nu de sondaje artificiale. Deci omul și-a construit singur imaginea și a demonstrat potențialul. Ați avut vreo contră cu el de când e președinte? Păi sigur că da, mai mă ceartă, păi cum să nu am? Serios? Păi cum să nu? Când păi ce crezi? M-a certat doar bă, am mai făcut și lucruri care, de exemplu, elaboram strategia aia tehnică, pentru că după aia ne ghidăm, dar au fost momente în care nu i-au convenit anumite lucruri. Și mi-a zis, Mihai, gândește-te bine aici, vezi că trebuie să fie un pic, gândește-te la logica lucrurilor, la ceea ce urmărim, la... Pus pe gânduri, e normal, nu? E o relație care, în afară de cea de prietenie, e o relație de servici, da? În care acolo lăsăm totul la o parte și punem capul în funcțiune, nu? Mai greșesc, mai greșesc.